Care sunt cele mai frumoase amintiri din derbiuri? De până acum încep tu, Mihai, și apoi Robert. Care e cea mai frumoasă amintire dintr-un derby? Nu știu, mă întreb pe care am trăit-o eu sau care... acel 2-2 de pe Național Arena, când a reușit Pulici și cu Ekeng să înscrie. Am trăit din tribună meciul ăla. Ăla a rămas pentru mine cel mai frumos din ultimii ani. I-ai spus și lui Pulici acest lucru? Da, știe. Știe de atunci. Tu, Robert? Da, bună ziua, în primul rând. Pentru mine, cel mai frumos derby a fost acela, când am câștigat cu 4-2 în Ghencea, când a dat Dănciulescu cu farfecă. Cum e atmosfera în lot înainte de acest meci? Atmosfera este bună. Am pregătit foarte bine săptămâna asta meciul cu Steaua și o să fie un meci de luptă și care o să fie mai motivat, acela o să câștige. Mihai, până acum ai marcat în Liga 1 pentru Chindia, pentru Dinamo ai făcut-o în cupă. Vine și primul gol în campionat pentru Dinamo într-un asemenea meci. Sper să vină cât mai repede golul și campionat. Ar fi o bucurie enormă pentru mine să înscriu chiar în derby. Acum nici nu mai contează, cum am mai spus și ne înscrie, e important să câștigăm. Sper, cum am mai zis, să încep să înscriu cât mai repede și în campionat. Robert, au fost 3 rezultate de egalitate între FCSB și Dinamo. Cum crezi că se va desfășura această partidă? Dacă se vor înscrie multe goluri, va fi spectacol ca, nu știu, în Liga Campionilor, ai văzut tu meciurile. Da, eu zic că o să fie spectacol cel puțin în tribune. Fanii noștri o să pregătească o coreografie foarte frumoasă. Și noi, dacă o să fim motivați, vă dați seama că o să dăm totul ce o să câștigăm. Cum v-a motivat Dan Istor? Cum vă motivează Dușan Uprin? Mai este nevoie că voi ați crescut în Ștefan cel Mare. Nu știu dacă pe un asemenea meci trebuie să te mai motiveze cineva din afară. Cred că singura motivație pentru noi e că la vârsta noastră să putem juca un derby e cea mai mare motivație. Având în vedere că e și o zi specială pentru toți suporterii din Amoviști. Sunt emoțiile și mai mari? Sau va avea o semnificație aparte acest meci și pentru voi, Robert? Da, vă dați seama, este un meci special pentru toată lumea și trebuie să-l câștigăm, că nu avem încotro, să-l facem fericit pe unicul capitan. E ceva mai special pentru voi care ați crescut la Dinamo? Meciul ăsta? Nu cred că există ceva mai special decât să joci un derby cu Steaua. Străinii înțeleg, vorbiți cu ei și despre chestia asta? Noi încercăm să retransmitem importanța meciului, dar trebuie să treacă peste aceste clipe ca să înțeleagă exact. E foarte greu să le spui din gură ce înseamnă un derby. V-ați gândit și cum să vă bucurați în cazul în care marcați? Robert, Mihai, nu știu, mă gândesc că e și asta o... Nu știu, asta cred că o să fie ceva de moment. Eu personal nu pregătesc neapărat celebrarea. Și eu la fel mai mă gândesc așa câteodată, dar ce-ți vine pe moment? Voi veți face uitați pe Fabrini, pe Sorescu? Acest meci voi veți fi titulari. Nu trebuie să-i facem uitați. Sunt colegii noștri, noi ne ajutăm unii pe alții, suntem aici o echipă, nici nu contează cine joacă. Important e să fim uniți. Cred că unitatea grupului e cea mai importantă la un sport de echipă și cred că asta poate să ne ajute pe noi cel mai mult. Care sunt jucătorii periculoși de la FCSB? Sau la cine ar trebui să fiți atenți? Păi au o echipă foarte bună, au mulți jucători tineri, la fel ca noi și trebuie să fim atenți fiecare pe postul care joacă, să aibă grijă de adversarul lui. Nu putem să zicem că au unul care să facă diferență. Voi aveți un om care să facă diferența dacă ei nu au? Da, avem pe Danistor, care este un jucător care trage echipa după el și până la urmă trebuie să fim o echipă, nu să stăm doar într-un singur jucător. Domnul Ducadam spunea că Dan Istor n-ar avea loc la Ribala. Da, fiecare vrea să-și apere echipa. Nu o să zică niciodată că Dan are loc în primul 11 la Steaua. Dați seama că dacă ar fi să se ducă acolo, ar fi titular. Tu ești de acord? Eu nu comentez. E opinia fiecărui om în parte. Eu nu vreau să comentez despre ce spune lumea. Eu sunt de părere că Nistor merită să joace la Națională și atât vă spun. Mai are rost să vă întreb cum va fi galeria, ce atmosferă va face? Cred că are vreun rost întrebarea. Știm cu toții ce poate galeria noastră. Uitați-vă la ultimele meciuri, ultimele derbiuri, ce s-a întâmplat. Nu știu dacă există
vreun termen de comparație pentru ce se întâmplă la noi în tribună, în galerie, în peluză. FCSB e gazdă, vor avea un plus dacă dau butamia peste aia de noi. Nu vrem să comentăm noi lucrurile astea, noi trebuie să ne vedem de fotbal și atât. Dar v-ar surprinde totuși sau? Nu, n-ar mai surprinde nimic. Asta nu ne-ar surprinde nimic. Pregătești vreo farfecă pentru acest derby? Dă seama că ar fi ceva extraordinar pentru mine dacă aș reuși să marchez un gol din farfecă, mai ales cu FCSB. Ai exersat? Nu prea. Săptămâna asta nu prea am exersat. Ați exersat loviturile libere? Da. Fazele fixe? Cel mai mult săptămâna asta? Da, ne-am axat pe faze fixe și sperăm să marcăm din fază fixă, cum am marcat-o și la celelalte jocuri. Mulțumim! Mulțumim!